Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara propune facilități fiscale pentru contribuabilii care își achită până la sfârșitul lunii noiembrie datoriile înregistrate către bugetul local la data de 31 august 2024. Astfel, dobânzile și penalitățile vor fi anulate cu condiția achitării obligațiilor fiscale principale până la data de 25 noiembrie 2024. Proiectul, care va intra în vot în ședința de Consiliu Local, vine în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate financiară. Cetățenii și companiile pot depune cererile pentru anularea accesoriilor fiscale până la 25 noiembrie 2024. Este esențial ca datoriile principale să fie achitate până la această dată pentru a beneficia de facilități. Cererile vor putea fi depuse fie la registratura online a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, fie la registratura de la sediul acesteia, de pe strada Aristide Demetria de numărul 1. Măsura va facilita încasările la bugetul local, permițând o recuperare mai rapidă și eficientă a obligațiilor fiscale.